Cartea Noilor un puzzle este o carte pe care am coordonat-o în anul 2019. Am adunat 21 de autori, fani și specialiști în literatura Herte Müller. Aș vrea să le spun numele tuturor: Florin Balotescu, Carmen Borbei, Dana Bizuleanu, Marius Concan, Sanda Cordoș, Caius Dobrescu, Cosmin Dragoste, Radu Pavel Gheo, Laura Teilea, Angelo Mitchievici, Antonio Patraș, Călina Părău, Marta Petreu, Ion Pițoiu, Aura Poenar, Simona Popescu, Grațiela Predoiu, Roxana Rogobete, Mihaela Ursa și Ernest Wichner, și firește subsemnată. E o carte hexagonală, are 6 capitole, structurată, deci, pe teme precum chestiunea identitară, trauma, memoria, imaginile, de tip fotografic sau filmic din proza Herte Müller, postumanul și inclusiv dimensiunea poetică, pentru că Herta Müller este și o poetă. E o autoare foarte dificilă, tocmai de aceea a fost nevoie de un mănunchi de 21 de autori care să încerce să o dezasambleze din toate piesele sale de prozatoare, eseistă și poetă. E o autoare provocatoare, incitantă, ea însă și o personalitate complicată, când aspră și severă, când foarte poetică și delicată, așa cum suntem de fapt noi toți, prin dualitatea noastră, prin cel puțin două dimensiuni care ne alcătuiesc. M-a interesat însă, desigur, să construiesc mai ales un portret de prozatoare sau de autoare obstinată în obsesia ei pentru memorie. Ideea mea este că Herta Müller face, de fapt, munca unei Antigone, în sensul în care construiește un soi de morminte pentru victimele comunismului. Desigur, aceste morminte sunt niște morminte literare. Tocmai de aceea demersul ei este atât de tulburător, atât de captivant și, de fapt, are impact asupra cititorului.